Peste 8 zile, al doilea flux de elevi care vor efectua stagiul de practică în străinătate va pleca către Portugalia. Astăzi, elevii și părinții au fost convocați într-o ultimă ședință pentru a pune la punct detaliile și pentru a semna documentele. Elevii vor efectua un stagiu de 3 săptămâni de practică în condiții europene. Deja au fost cumpărate biletele, iar banii de buzunar vor fi virați în conturi. În data de 17 deja o să plecăm spre Portugalia, bineînțeles cu oprirea care o cunoașteți de fapt în Madrid și după aceea ne continuăm drumul spre Barcelos, Praga, Portugalia. Astăzi este ultima ședință cu părinții și cu elevii respectiv. Dorim să le comunicăm toate informațiile, o să fie o ședință destul de lungă, probabil că va dura peste 2 ore. Avem desemnat foarte, foarte multe hârtii, contracte, urmează să le virăm săptămâna viitoare banii de buzunar, deja cei 900 de euro bani de buzunar și totul sperăm să fie foarte bine. Plecarea elevilor a fost posibilă printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Elevii și părinții sunt extrem de emoționați. Elevii au muncit mult pentru a demonstra că merită să facă parte din grupul celor care vor pleca. Da, să știți că am motivat-o chiar foarte mult și, ce să spun, e un lucru de apreciat, e un lucru chiar foarte, foarte frumos. Nu ne așteptam, acum emoțiile de acum încep. E o perioadă foarte lungă de 3 săptămâni, chiar nu am mai avut-o niciodată plecat atâta timp și atât de departe. Sperăm că va fi bine. Cât de important e pentru copilul dumneavoastră acest proiect și dacă ați observat să-l fi motivat în ultima perioadă? E foarte important și a dorit foarte mult încă de când s-a înscris aici la liceu să ajungă în Portugalia și sperăm că o să-i fie bine. Nu vă e teamă că o să vrea să rămână acolo? Mi-aș dori să aibă o viață mai bună. Și profesorii Colegiului Tehnic sunt încercați de emoții, mai ales că așteaptă să primească răspunsul pentru proiectul în cadrul căruia vor pleca elevii care anul viitor vor intra în clasa a 10-a. Noi am depus aplicații, am depus de asemenea pentru cartă VET. În momentul în care se va aproba această cartă VET, vom avea pentru următorii 5 ani câte 85 de elevi care vor pleca în anii școlari următori în Portugalia. Pentru cei de clasa a 9-a, anul acesta, care anul viitor vor fi clasa a 10-a, așteptăm, este o chestiune de ore, maxim zile, să se afișeze rezultatele proiectelor. Experiențele din anii anteriori și-au pus serios amprenta asupra elevilor, în sensul că aceștia s-au întors cu convingerea că o meserie bine învățată îi poate ajuta să își atingă obiectivele în viață. La fel de încrezător sunt și cei care urmează să plece acum.